Bună seara, doamnelor, domnilor, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cetățean România, ca în fiecare vineri, în fiecare început de weekend, să spunem așa, prezentăm o personalitate sau personalități din zona culturii civice, din zona cetățeniei, legătura acestor personalități cu cetățenia, cu spațiul politic, spațiul societal românesc, dar și cu alte spații culturale, pentru că sunt foarte mulți români care au dobândit prin naștere cetățenia română, dar prin adopție, prin naturalizare în alte state, sunt cetățeni, să spunem, cu dublă cetățenie. Alegem în fiecare vineri să prezentăm personalități din diferite domenii. Seara aceasta este rezervată unei familii speciale care s-a născut în România. Este vorba despre familia Trifon, prezent aici în studio, vorba de Nicola Trifon, scriitor român de origine, care acum trăiește în Franța, și pe doamna Cristina Trifon, soția domnului Trifon, artist plastic, de altfel născut în România și acum cetățean francez. Vom vorbi în seara aceasta despre modul în care familia Trifon a ales să se stabilească în Franța, la Paris, despre activitatea de acolo, artistică, culturală, despre legătura, să spunem așa, de cetățenie, legătura politică cu statul român, despre lumea culturală românească, lumea culturală franceză, despre realizările culturale pe care cei doi membri ai familiei Trifon le-au promovat și modul în care văd această dualitate culturală și identitară Franța-România. Bună seara, Nicolas! Bună seara, Cristina! Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea de a participa la acest interviu, la această emisiune. De altfel, o să și vorbim despre motivul venirii la Constanța. Este vorba despre o conferință pe care ați ținut-o aici și despre lansarea unei cărți recent apărută în spațiul românesc, tradusă și apărută la editura Cartier din Republica Moldova. Dar până atunci aș vrea să facem așa o incursiune în biografia voastră și v-aș întreba acum cum a început povestea lui Nicolas Trifon, cum a început povestea Cristinei Trifon. Să începem cu tine, Nicolas. Da, ca să mai în vârstă. Bun, a început ca orice poveste, a început foarte frumos, au avut momente bune, altele mai puțin bune. Principalul este că, să spunem așa, sunt bucureștean. Sunt bucureștean 100%, sunt urban, adică și în familia mea, și din partea mamei, și din partea tatii, n-au trăit niciodată la țară. Știu că aveam și complexe din cauza asta, fiindcă nu aveam pe nimeni la țară. Nu aveam nici țuică acasă, nici vin de la țară, nici slănină. Și nici șoric? Nici șoric, nu. În plus, tata nu prea mânca, nu-i plăcea, era gras, deci eram așa o situație mai specială, foarte urban. Și asta mi-a lipsit foarte mult când eram mic, dar am supraviețuit și urban fiind și am continuat urban, fiindcă după aceea, după București, m-am instalat la Paris și am trăit de altfel și mai târziu am trăit și în Mexic, dar în general, în Mexic acolo am fost într-adevăr la țară, adică am fost în munți, acolo în sudul Mexicului, în Chiapas, nu? Deci, de acolo am stat câteva luni, în mai multe rânduri, în total câteva luni. Dar oricum, totdeauna am fost urban. Deci, cam așa, am studiat în București, aveam la liceul Sadoveanu, în centrul Bucureștiului. București era complet altcum atunci, în anii 60, în sensul că nu exista metrou, deci eu stăteam pe Xenopol 1, lângă Grădina Icoanei, în casa construită de bunicii mei când s-au stabilit în România. Și, deci, pentru mine, celelalte locuri, Balta Albera, toate erau foarte departe, nici nu cunoșteam. Comune, de fapt, în adiacența Bucureștiului. Da, fiindcă nu era circulație. Acolo vezi ce important în urbanism este mijlocul de transport. Sigur. Adică și conexiunile care le poate realiza mijlocul de transport. Asta am realizez acum și totdeauna mă bucur când vine București, e alt oraș pentru mine, fiindcă pot să-l străbat. În vremea aceea era mai puțin evident. Cam așa, deci m-am stabilit în Franța, făcusem facultatea aici, la București, am făcut facultatea. A fost tot în ordine, doar am avut mici probleme. La universitate am făcut literele, am avut mici probleme, dar probleme legate de campaniile care aveau atunci loc în legătură cu tinerii neconformiști și am avut ocazia. Sunt influența revoltelor studențești din Paris? Mai mult sau mai puțin, adică situația era mult mai complexă. Da,
Dar legate de asta, dar situația era mai complexă în sensul că, în primul rând, că nu se adresau în termenii ăștia, era mai mult lupta contra malagambismului, contra cei cu părul mare și așa mai departe. La mine a fost să iasă cam mai politic între ghilimele, fiindcă în Scânteia și Scânteia Tineretului au fost două articole cu numele meu și cu anumite lucruri că le-am spus, o parte le-am spus, o parte le-au inventat, dar am ajuns și în Scânteia. Dar până la urmă nu mi s-a întâmplat nimic la facultate, fiindcă prodecanul era Cicerone Poghirc, o personalitate destul de interesantă, după aceea am observat, care m-a susținut, deci nu mi s-a întâmplat nimic. După aceea, mult mai târziu, mi-am consultat și dosarul la securitate, nici nu și-au dat seama, aveam un dosar pentru, mă urmăriseră cu diferite prostii, dar nici n-a făcut legătura cu faptul că eram în Scânteia. Precum lucrurile sunt foarte relative, inclusiv capacitatea statului de a controla. Sigur. Era mai mult de a intimida, era o capacitate Sigur. De a intimida, care era teribilă. În cazul meu nu eram prea intimidat, pe de-o parte din cauza caracterului meu și de altă parte din cauza educației tatei. Tata mi-a băgat în cap, ai drepturi. Tatăl dumneavoastră era de profesie? El era economist și jurist, de economist în principal. Și cultiva partea aceasta de drepturi civice. Da. Adică să nu-ți fie frică, nu există să-ți fie frică. Că exista și o panică atunci, permanentă, din o mie de motive. Și atunci mi-a băgat chestia asta în cap, când aveam deja 13-14 ani, deci nu mi-era frică și totul a mers bine în sensul ăsta. După aceea, am plecat în Franța, aveam chef să plec, în tot cazul. La ce vârstă? Am plecat, aveam vreo 25 de ani. Și am plecat în Franța, acolo eram ca peștele în apă de la început, adică, bine, era și mai simplu atunci decât e acum, spre exemplu. Și voiam să merg în Franța, adică mă interesa, eram și atras și de Paris în special și de revoltele studențești din 68 și pe linia aceasta. Și acolo am descoperit tot felul de lucruri. Adică am descoperit, în primul rând, că aparțin unei zone geografice înainte de a aparține unei țări. Adică deja țara în sine, România, mă interesa mai puțin atunci. Adică tu mai plecase, deci o știam. Adică știam ce se putea ști. Și atunci am învățat foarte mult prin zonă geografică. Am început să mă interesez, erau disidența în Rusia, scriitori. Sigur. Erau în Polonia, început să... Disidenții de la Paris. Da. Și deci în Paris atunci dădeam de o lume întreagă, inclusiv de bulgari, spre exemplu. Și atunci discutam, ne vedeam între noi acolo, era o atmosferă, era destul de amuzant. Pentru că aminte că era Paul Goma, care o fire mai specială, cum ar veni, dar mi-aduc aminte că făcea la o cafenea, făcea întâlnire acolo și erau cehi, erau diferite națiuni, persoane, dar aveam ca punct comun ideea asta de disidență, de deschidere culturală. El era mai politic, alții mai puțin politici, însă să zicem că a fost spațiul ăsta, deci e amuzat că mergi la Paris ca să dai de spațiul tău. Și am fost foarte legat de problemele acestea, pe plan civic, ca să zic și eu așa. Pe de altă parte, am studiat, am făcut acolo un doctorat în lingvistică, l-am făcut. Și acolo la era, Sorbona? La Ecole Pratique des Hautes Études. Am înțeles. Și acolo am făcut doctoratul și doctoratul era pe o temă destul de specială, se numea... masse parlante et rhétorique du pouvoir. Deci mase vorbitoare și retorica puterii. Deci exact. în România special, dar în general în Est. Și despre ce era vorba? Era o analiză, mai ales lexicografică, adică analizam evoluția cuvintelor și expresiilor, cele mai ales în domeniul politic, direct sau indirect, erau calcheate după rusă. Și care a fost influența rusă în limbaj, dar și pe plan instituțional și pe plan cultural. Deci asta a fost teza mea, publicată anumite Foarte interesant, texte. De altfel, ca viziune și ca subiect ales, o teză, cum trebuie să fie, de fapt, fiecare teză de doctorat, ceva unic, care aduce ceva nou în spațiu. Eu am predat-o în 84. Era o perioadă în care se vorbea mai puțin despre asta, adică asta era și ideea și, în general, în anii 80 am fost foarte activ pe terenul acesta, pe tot terenul ăsta de politic, antropologic, legat de Est și de problematica de comunismul care trebuia să vină. Adică nu era deloc evident, nu știa nimeni nimica ce se va întâmpla, dar se simțea. Și ideea era tot timpul să găsești punctul cel mai slab și punctul cel mai slab era practic Polonia, adică unde într-adevăr era o mișcare. Erau fracturi, da, de fapt, erau sociale și culturale. Și niște proiecte și o anumită putere, aveau și avantajul unei biserici care cât de cât asista, colabora cu regimul, dar în același timp asista și pe cei care erau contra regimului. Deci asta era un factor care a și jucat. Și punta de catolicism cu reprezentarea prin Papa Ioan Paul al II-lea în Vatican, cumva un echilibru de care puterea politică din Polonia ținea
Dracon. Da. În rest statele da. Estice nu prea au avut un sprijin în biserică decât într-un fel, să zicem așa, formal. Da, 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 nu, și diferența era foarte mare, fiindcă la ei și pe plan național biserica a jucat un rol enorm față de Rusia, spre exemplu, și așa. A mobilizat, da. Da. Și în plus la ei era și paradoxul la polonezi, existau mai mulți practicanți decât credincioși. Așa că, fiindcă de adevăr mergeau la biserică numai ca să se întâlnească și așa. Sigur că da. Adică ziceau, noi erau agnostici, dar totuși continuau. Dar deci exista toate aceste posibilități care erau acolo, la fața locului, și care de adevăr erau o descoperire. Cam așa, deci, despre mine, să nu mă întind prea mult. A decurs viața ta după 25 de ani. O să ajung la Cristina acum, să o întreb pe Cristina, cum a început povestea ta? Povestea mea? Deci m-am născut la București. Bucureștean Căget-Beget? Bucureștean Căget-Beget, a român Căget-Beget, 100%, așa. Am copilărit, în schimb, la Slobozia, deci am cunoscut ce înseamnă să treci la țară, într-un mediu minunat, așa. Am absolvit Universitatea de Artă din București. Sunt artist plastic și profesez ca profesionist din 85. Am lucrat foarte mult în administrație, în administrația publică, și anume am lucrat la Ministerul Culturii, am lucrat în diverse organisme atașate, ori primăriei de la București, ori cu diferite organisme, ONG-uri sau fundații sau asociații. Deci m-am preocupat foarte mult de proiecte culturale, desfășurare și organizare de proiecte culturale. Am avut un dublu parcurs întotdeauna, artist plastic, și mai nou se spune, și funcționar. De ce? Asta pentru că am simțit întotdeauna dorința de a-mi completa cunoștințele și de a-mi profesa meseria la standardele actuale, ca sigur, să mă exprim și așa. Și de a avea o funcție socială, dacă nu... Și funcție socială, dar și ca artist să funcționezi în parametrii actuali. Și în alte paradigme. Așa. Cum ai ajuns în Franța? În Franța am ajuns datorită faptului că m-am stabilit lângă soțul meu. Ne-am căsătorit în 2006. Ne-am cunoscut la Viena a doua oară, pentru că prima dată ne-am cunoscut în 96. Așa, dar mă rog. Așa. Trebuie să completăm că Nicolas are tată de origine românească. Da. Așa, și cumva aveați o punte de legătură. Da, a fost să fie. Da. Apartenenței la lumea română. Și te-ai stabilit în Franța, unde activez ca artist plastic? Unde activez ca artist plastic și încerc să-mi echivalez cursusul universitar, ca să zic așa, de să mă echivalez diploma, să fac un master, mă rog, tot în proiecte culturale. Sunt implicată în organizare de expoziții internaționale și chiar și locale. Am participat la o expoziție internațională itinerantă în China, în Op Muzee de Artă Contemporană din China, organizată de către Q Art, un muzeu de artă, de sculptură modernă și contemporană din Bruxelles, care face un parteneriat, de altfel expoziția a primit chiar labelul sino-european pentru 2012, singurul proiect care a primit acest label, acest logo, ca să zic da. Așa. Și urmează ca acest proiect să vină în Europa, să înceapă acest periplu european. Se va începe la Tallinn în 15 mai și va continua cu Lisabona, sperăm București, Paris și încă 8 capitale. Foarte interesant, foarte frumos de altfel. No. Revenind la Nicolas, cum ai perceput lumea culturală și identitară franceză în momentul în care ai ajuns acolo și dacă într-adevăr a fost o motivație în momentul în care ai ales să emigrezi în Franța? Era țara cu o destinație către care tu te-ai hotărât să ajungi sau a fost ceva aleatoriu? Nu, voiam. De ce? Care a fost motivația? De ce nu Germania sau Anglia? Sau Spania? Germania nu, fiindcă în plus, din partea mamei, aveam o parte în familie germană. Când eram mic vorbeam, nu prea mult, fiindcă acolo aveam accese de naționalism tembel și nu voiam să învăț germana. Nu.
Adică nemții erau totdeauna dați de exemplu ca oameni serioși, tehnicieni. Și te enerva chestia asta. Mă enerva și atunci mama n-a insistat nici prea mult, dar partea germană din familie, adică sași, erau oameni foarte drăguți de altfel și oameni foarte fini, deci, bon, cu care sunt în continuare în contact tot timpul. Ei sunt în Germania acum, de altfel. Mama ta era săsoaică? Nu, era pe o treime săsoaică. Din partea mamii ei, bunica ei era săsoaică din Sibiu. Dar acum erau români din Sibiu, bine, mai complicată și din partea tatii erau exact. Din Oradea. Ești produsul unui melting pot, să zic așa. Da, melting pot, dar bon, melting poturile acestea se deslușesc cu vremea. Sigur că da. Din partea mamii, spre exemplu, foarte târziu am aflat că de fapt și bunicul ei venea dintr-o familie care era de origine română, care veneau din monastire, adică din Bitolia, trecuți prin Ungaria și s-au instalat la Salonta. La Salonta, și într-adevăr, era o logică în asta, fiindcă știam că erau proprietari de pământuri. Și acolo românii, în general, nu erau proprietari de pământuri, deci erau, practic, făceau parte din biserica greacă. Deci, în felul acesta, erau proprietari veniți ca cetățeni din Budapesta. Deci am aflat târziu asta și oarecum întâmplător. Deci melting potul se deslușește mai târziu. Ok, în regulă. Vorbim de dimensiunea aceasta, să spunem, a apartenenței tale. Știu că prin tată ai rădăcini sârbești. Da, adică ce s-a întâmplat în familia mea? Bun, ei erau originari dintr-o localitate, dintr-o comună care atunci era aproape un oraș, care se numește Moloviște, care se găsește acum la vreo 30 de kilometri de orașul Bitolia din Republica Macedonia, originari de acolo. Însă plecați o parte din familie la Belgrad, cealaltă parte la Sofia. Deci asta deja prin anii 1860-70 erau deja instalați, dar păstrau legătura cu Moloviște. Și tata s-a născut practic la Sofia, dar a trăit și la Belgrad și au venit în România târziu. Adică bunicul meu, care el era supus turc, cum se numea, cetățean, a făcut studiile la Lyon. Și cum erau dintr-o familie înstărită, deci a venit și s-a instalat, a intrat în post ca în diplomația română prin 1903 sau 4, așa. Și a fost viceconsul la Salonic, acolo unde erau probleme de altfel și cu a românii. Și deci la un moment dat el a terminat cariera lui și cum au lichidat o bună parte din afaceri, toată familia, mai multe familii din Sofia, după primul război mondial, în care atmosfera din Bulgaria nu era prea favorabilă a românilor, din cauza relațiilor cu România, și atunci au venit și au construit o casă, Xenopol 1, unde m-am născut eu. Au făcut mai multe case, două case acolo în centru, și două cavouri centrale la Belu, și deci s-au instalat așa în România, și așa m-am născut eu în România. Sigur, sigur. De apartenență, să spunem, identitar românească. Deci ești român născut aici, din familie care are însă diferite rădăcini identitare. Dar acum, ce se întâmplă? Exista și la tata și la mulți, ei erau foarte... cu familia, între ei vorbeau numai română. Adică și acolo era bucuria cu surorile, cu toată lumea. Pe mine nu m-a învățat, zicea, s-a spartoara, s-a dus, s-a terminat cu noi. Acum facem ce putem, lumea e mare. Deci el mi-a băgat în cap și cosmopolitismul ăsta. A cultivat în mod cosmopolit. Exact. Lumea e mare. Să înveți multe limbi, să accepți multe culturi. Da. Și în privința asta era foarte deschis. Deci așa a fost să fie. După aceea însă m-am interesat eu de propria mea identitate. Și știam deja, îmi povestea foarte multe și așa, era foarte atașat culturii, ca și mătușile mele. Și mama era mândră că tata era român în privința asta. Doar că se enerva că nu înțelegea ce spune câteodată. Mai ales când mergeam în vizite la unde erau români și acolo se enerva. Mergea la Belgrad cu tata și așa, zice, eu sunt mută. Că tata vorbea și sârbo-croata și bulgara. În plus, mama nu vorbea numai nemțește și engleză. Sigur. Și deci așa cu cosmopolitismul, nu? Sigur că da. Acum v-aș întreba dualitatea aceasta de spațiu identitar, percepția în anii în care ai plecat, în anii 60, și evoluția spațiului identitar francez în paralelismul acesta cu cel românesc, pentru că noi, prin rudire politică și, dacă vreți, de model, să spunem așa, de modernizare, suntem o cultură franceză.
da, implantată în spațiul românesc după Cuza încoace. Da. Cu excepția aceea, mă rog să spunem așa, de jumătate de secol a lui Carol I, care a avut influențe puternice din spațiul germanic. Da, acum, ce se întâmplă? Lumea asta a evoluat foarte mult, s-a schimbat foarte mult. Eu văd schimbările în Franța, spre exemplu, în ultimii, deci începând cu 77-78, nu? Schimbările au avut loc enorme. România este un caz aparte. Mi-aduc aminte, fiindcă, bon, pe de parte a fost, perioada comunistă, mai ales ultimii 15 ani, a fost teribil. Cu adevărat ridicol și a fost așa, bon, a fost congelată România într-un fel, adică nu se întâmpla mai cultural nimica. Cultural te referi? Cultural și cultura, fapt, nu, și material, și cu frigul, și cu penuria, și cu tot felul de minuni de astea, care a fost prostia aceea cu Ceaușescu, care s-a încăpățânat să plătească datoriile și a fost ceva, o presiune pentru oameni teribile și, bon, asta e un lucru foarte... Dar după 89 au început schimbările. Eu personal am venit cum am putut, adică am venit chiar în duminică, cum ar veni, atunci la sfârșitul decembrie. Am venit cu o mașină, m-am descurcat ca să fiu traducător, o mașină de ajutor medical, chirurgical. Credeam că se întâmplă lucruri. Am văzut repede ce se întâmplă. Din păcate, a fost sau nu a fost revoluția. Dar am venit imediat. Adică pentru mine era datoria mea să vin, dacă pot să fac ceva, să fac. Bun. Sigur. Am văzut că nu se putea face prea mult. Atunci m-am întors în Franța repede. Mă gândeam chiar să rămân un timp. În România. Mi-a mai spus cineva de acest aspect, tot un scriitor de origine română de la Paris, Bujor Nedelcovici, așa, pe care l-am avut aici la emisiune și mi-a spus, domne, a venit fratele meu după, în primele zile de revoluție și după ce am văzut pe oamenii care au apărut la televizor, mi-am spus, nu ne mai întoarcem în România, că vreau să se întoarcă. Da. Te întreb pe tine, Cristina, pentru că ai stat mai mult timp în România și ai plecat după o anumită perioadă în către Franța, după ce l-ai urmat pe Nicolas, cum percepi dualitatea aceasta de spațiu identitar, România-Franța și invers? Cum ai găsit Franța, în primul rând, în spațiul acesta al identitarului, al spațiului de cultură societală și cum ai compara-o cu România? În primul rând, în România, pentru a face, eu știu, ce-ți dorești, da? Sau să profesezi. Să te dezvolți. Să te dezvolți intelectual, da? Cultural. Trebuie să depui un efort foarte mare și pe foarte multe domenii. Sigur. Ale, cum să spun, conjugate proiectului. Ale spațiului cultural și proiectului, sigur. Proiectului asupra căruia lucrezi. În Franța există multe alternative, există multe posibilități. Cum să spun, o viață foarte bogată în, cum să spun, în zona publică, în zona culturală, exact, în zona de parteneriate, te refer. Exact. Deci e mult mai lesne, ai, cum să spun, o activitate mult mai bogată, mult mai țintită, simplu. Mai simplu, pentru că ea este, cum să spun, dirijată spre, cum să spun, o zonă anume, o zonă culturală anume. Cea care te interesează. Deci îți este mult mai simplu să te dezvolți. Sigur, mi-aduc aminte de un volum de eseuri intitulat De ce nu iau românii premiul Nobel, a Liniei Mungiu-Pipidi, în care spune, de fapt, că românii nu iau premiul Nobel pentru că își dau unul altuia în cap în momentul în care trebuie să facă ceva. Și când cineva răsare, să spunem, mai interesant sau mai inteligent, cei din jurul lui au grijă să-l reducă la tăcere. Și cred că spațiul francez este altceva, este din ceea deschis. Ce spui, fiind foarte deschis, îți permite, de fapt, o evoluție culturală, dacă vrei, identitară și, de ce nu, profesională, plurală. Există mai întotdeauna multe... un dialog, există întotdeauna o dezbatere, indiferent că este publică sau organizată, instituționalizată, dar există o deschidere spre dialog. Vis-a-vis de percepția aceasta română-franceză sau spațiul românesc și spațiul francez, o să mai vorbim de-a lungul emisiunii. Acum vă invit să luăm o scurtă pauză, pentru că în partea a doua vreau să vorbim despre conferința pe care a ținut-o astăzi și despre cartea pe care a lansat-o. Luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem în partea a doua a emisiunii. Domnilor, revenim după câteva minute. Am revenit, domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii Cetățeanul în România. Invitații emisiunii sunt Nicolas Trifon și Cristina Trifon, cetățeni români care acum locuiesc în Franța, de altfel și cetățeni francezi,
o dublă reprezentare a cetățeniei, o dublă reprezentare a identității culturale și, de ce nu, politice, pentru că, în definitiv, cetățenia este nimic altceva decât o legătură politică cu statul al cărui cetățean ești. Încercăm să ducem mai departe această discuție și acest interviu, de altfel foarte interesant. Te-aș întreba acum, Nicolas, ca profesie în Franța, știu că ești editorul unei reviste de mare prestigiu și știu că de fapt, ai manageriat un întreg cerc, să spunem, un întreg sistem de librării din Franța. Te ocupi mai concret de recenzarea cărților, de promovarea acelor cărți în spațiul cultural francez? De recenzarea tuturor cărților. Adică e un sistem, se numea înainte Bibliographie de France, acum este un săptămânal Livre Hebdo și o bază de date bibliografice. Deci eu sunt acolo pe post de documentalist și toate problemele de catalogaj și de indexare. Toată producția franceză, adică practic e o structură particulară dar care dublează Biblioteca Națională. Naționala Franței. Da, dar funcționează în sinergie cu Biblioteca Națională Franceză. Doar e o structură privată, o structură însă foarte veche, care datează din mijlocul secolului XIX, cercul de la librării. Deci e ca un fel de monument istoric acolo. Da. Însă este particulară. Ceea ce are avantaj fiindcă este mai eficace. Dar asta este, ca să zic și eu așa, alimentar. Independent de asta, public particip la diferite reviste, am participat și acum particip și public diferite cărți, asta deja din 1984 încoace. Am înțeles. Știu că acum ai participat la Salonul de Carte de la Paris, unde ai lansat o a doua ediție a unei lucrări numită La Rome. Un popor care de fapt există și care nu se vede nicăieri. Da. Este o prima ediție lansată în 2005 și acum e o altă ediție pe care ai revizuit-o și ai îmbunătățit-o cu o postfață pe care ai atașat-o manuscrisului anterior și cu revizuirea textului. Să vorbim puțin despre ea, pentru că recent a avut loc această lansare la săptămâna trecută din Paris. Săptămâna trecută. O mică precizare. N-am revizuit-o și n-am schimbat nimic. Am adăugat o postfață. O postfață. Da. Însă eu sunt adeptul în principiu, odată ce ai publicat ceva, trebuie să asumi până la capăt. Inclusiv dacă ceva ai încurcat-o. Dacă nu trebuie să spui, e să faci o postfață în care recunoști că ai încurcat-o sau că nu mai ești de acord cu ce ai făcut. N-a fost cazul. Deci am prezentat această a doua ediție. Editorul a prezentat-o și deci am făcut acolo, a venit un ziarist de la Radio France International și a venit un istoric de origine română, Matei Cazacu, care am făcut, am comis, și lucrat pe un alt volum, o să prezentăm. Revenim după aceea. Și deci, acum, acest salon al cărții a fost un eveniment particular acum, fiindcă invitata de onoare era România. Personal, eu n-am fost în această filieră. Matei a fost, fiindcă a fost invitat de partea românească. Eu am fost pentru această a doua ediție și am prezentat cartea, dar a fost un mic eveniment cu sosirea României, mai ales că, având în vedere discuțiile care au avut loc în prealabil și în timpul acestui salon, România a fost a avut o imagine destul de ștearsă și destul de confuză. Deci așa s-a văzut în spațiul francez. Da, adică, în general, țara care este invitată, trebuie să știe, de fapt. Nu, și lumea află despre ea, adică e pusă în valoare. Acum, cu discuțiile și cu polemicile care au avut loc între unii și alții din partea românească, care, bineînțeles, le transmiteau la francezi, dădeau o impresie de confuzie și a preferat să nu vorbească decât să intre în niște detalii pe care tot nu puteau să le controleze ziariștii și observatorii și de la Ministerul Culturii francez. Deci n-a ieșit prea grozav, din păcate, această prezență a României. Cum vezi, de fapt, ca observator, să spunem așa, în spațiul cultural, a pierdut România din punct de vedere al imaginii? Nu, dar n-a câștigat. N-a câștigat. Că de multe ori sunt minuni cu România în străinătate. Care sunt minunile de carte? Diferite, nu? Și deja cu Ceaușescu, după aceea cu post-Ceaușescu, cu minerii, cu... deci, totdeauna există situații de-astea așa extreme, deci lumea s-a cam obișnuit. Însă, problema mare este că acum, pe plan cultural, putea să se afirme mai mult și mai bine. Mai ales că traduceri sunt multe din limba română.
română, în franceză. Adică e un număr important de cărți, mai ales pentru acest salon al cărții au fost traduse și mai multe. Și există, România are o prezență pe piața franceză de idei și culturală, nimic de zis, adică e cunoscută, nu e niciun... Niciun secret. Nu e un secret, dimpotrivă, adică e o relație permanentă, nu. Doar păcat că acest randevu a fost ratat. De România. Da, din polemici foarte complicate. Eu personal nu pot să mă pronunț că nu prea înțeleg și nu prea mă pasionează. Crezi că ar putea Cristina să... Ar fi putut, de fapt, cei care s-au erijat, să spunem așa, în apărătorii unor valori sau altor valori, să se înțeleagă de comun acord aici, în România, pentru a reprezenta România în Franța și după aceea întorcându-se să-și rezolve problemele? Și că au demonstrat că nu sunt în stare să se înțeleagă între ei? Acum, ce să spun? România a fi invitat la un salon de carte internațional este o șansă pe care o capăți, nu? Sunt foarte multe țări care sunt invitate. Care concurează, de fapt. Care concurează pentru acest statut. Acest statut, da? Sigur. Deci, să zic așa, rândul nostru va veni peste 100 și ceva de ani, da? De acum înainte. Și atunci nu îți vine rândul. Da. Și atunci când îți vine rândul, e păcat să pierzi o asemenea ocazie și să lași o imagine prăfuită, învechită, cum să zic eu. O imagine care, exact, încropită, mai mult improvizată, de altfel. Exact, da. Adică și care demonstrează asta a fost impresia pe care demonstrează că nu prea știi despre ce este vorba, nu prea știi de fapt prioritățile culturale, nu prea reușești să te pui de acord între principalele. Cred că mai mult exact asta. Nu știi să te pui de acord și se există disensiuni la nivel organizatorii. Cred că asta este și Ego, da, exact. Supradimensionat, evident. Adică... Îmi aduc aminte că anul trecut a fost, de exemplu, invitată de onoare Japonia. Da, în primul rând că standul în sine a avut o vizibilitate din orice punct al salonului, iar prezența, s-au făcut simțiți, și-au făcut simțită prezența printr-un element, cum să spun, modern, foarte reprezentativ pentru ei, personaje din manga, da? Sigur, mari, enorme. Ca artist plastic ai observat chestia asta. Vizibil, de cum să spun, te impresionează, plăcut, nu? Și te atrage, bine? îți creează o stare și de impresie. Și prezența acelui, chiar dacă nu te duci să cumperi o carte sau nu te duci să vezi ce selecție de cărți a apărut anul ăsta, a fost prezentat anul ăsta la... Păcat că am ratat această extraordinară ocazie de a ne promova cultural și de a demonstra. Tot vorbim de imagine. Imagine și România de mai multă vreme este, hai să spunem, deficitară la acest, ca toată lumea își dorește să avem o imagine mai bună în exterior. Și e foarte bine lucrul ăsta, e foarte bine să lucrezi în sensul acesta. Păcat însă că, nu știu, nu se concretizează. Revenim la scopul vizitei tale, te-aș întreba acum despre conferința pe care ai ținut-o, dar aș vrea să-i rog pe colegii mei să pregătească un scurt material, să-l vizionăm și abia după aceea să vorbești un pic despre apariția ta editorială, pentru că este o apariție interesantă, o apariție de excepție, adică conform unor autori, chiar și Andrei Pipidi menționează că Nicola Strifon a reușit cu adevărat să scrie o carte de excepție și să fundamenteze o cercetare acribică, așa, ceea ce nu e deloc de neglijat, pentru că totuși o spune un erudit din cultura română, o carte extraordinară și, după părerea multor cititori, o carte care completează, să spunem așa, foarte multe nebuloase din zona spațiului românesc. Dar să-i rugăm pe colegii mei să prezinte materialul și după aceea discutăm. Are un orizont mai larg și, bineînțeles, am scris-o în primul rând pentru mine, ca să înțeleg eu însumi de unde vin, ce fac, ce vreau, ce doresc, ce va fi. Deci am scris-o inclusiv pentru prieteni buni și pentru o parte din familie, fiindcă de multe ori, mulți dintre noi sunt măcinați de problema ce suntem, de unde venim, unde mergem. Nu știu dacă am adus un răspuns, însă am încercat să reconstitui pe cât se poate de decent, fără exagerările care de multe ori caracterizează lumea noastră,
din complex sau din mania grandorii, să reconstitui această cultură, această istorie care este a noastră, care nu este a celorlalți. Prin asta, de multe ori, ne deosebim de ceilalți. Ceilalți, nefiind nimic rău, fiind alții. Xenii, dar nu în sensul rău al cuvântului, cum și noi suntem xenii pentru alții. Deci, asta este... Cartea a fost scrisă, deci, în 2005 a apărut în Franța, a fost tradusă în serbo-croată la Belgrad, unde, de unde, de fapt, vine și o parte din familia mea. Eu provin din medii țințari. Din familie Trifon, care a venit aici la Constanța și și-a făcut timp și pentru acest oraș. Cu siguranță găsește aici prețuire așa cum merită. Eu sunt jurnalist și am să încep prin a vă spune că știm că volumul domnului Trifon a fost prezentat de Andrei Pipidi la București, la Târgul Gaudamus și de Matei Cazacu la Salonul Internațional de Carte de la Paris. Atunci eu trebuie să spun foarte puține cuvinte, pentru că deja este o zonă mult prea înaltă. Nu pot să vorbesc despre carte pentru că nu sunt istoric, am să vă spun câte ceva despre cum văd eu valoarea ei. Îmi amintesc că am văzut prin adolescență un film intitulat Fahrenheit 451, prin care într-un sistem totalitar erau arse cărțile. La un moment dat, una dintre cărți iese din flacără și un polițist o ridică, această carte îl transformă. Doresc tuturor polițiștilor de carte din lumea întreagă să dea peste o astfel de carte, cum este cartea domnului Trifon, și să parcurgă o transformare. Și dacă vreți, am să închei această mică discuție cu dorința de a afla de la domnul Trifon într-un interviu la Radio Constanța mult mai multe lucruri despre activitatea domniei sale către Mexic, către Balcani și către Basarabia, așadar o personalitate multiplă pe care ar trebui să o cunoaștem pe lângă și acest aspect. Când am promovat pe Facebook afișul, a fost o mică eroare legată de un ou, a trebuit să corectez. Sincer să vă spun, în momentul ăsta, cu atâtea ouri, uri, juri, nuri, lăuri, ne-am cam zăpăcit, sper să reușim să ne găsim ceea ce trebuie. Încă o dată mulțumim, domnule Trifon, că ați ajuns totuși la Constanța. E o onoare pentru mine să fiu alături de autorul acestui volum minunat și de dumneavoastră în seara asta. Așa cum am spus-o și în emisiune, cartea asta este cea mai bună apariție pe această temă după Revoluție, cel puțin. Sau poate greșesc, dar din ce am citit, din ce am urmărit până în momentul ăsta, nu e o carte la fel de serioasă și la fel de aplicată, la fel de informată, care să te ducă în atât de multe direcții. Și acest volum însă mi-a confirmat ceea ce și dumneavoastră știți sau simțiți despre a români, și anume că sunt sub zodia paradoxului. A românii sunt pretutindeni și nicăieri, așa cum vedem în titlul cărții, sunt asimilați și neasimilați, sau asimilabili și neasimilabili, au identitate sau nu au identitate, sunt un fel de o entitate care nu se lasă prea ușor definită. În ultima vreme există teama că își vor pierde identitatea, își vor pierde limba și de fapt sunt eforturi mari spre recuperarea identității și a limbii, iar volumul domnului Trifon este tocmai un gest de recuperare a identității a românilor. Pentru că eu însumi am fost curios să citesc și să aflu mai multe despre mine însumi, în realitate, și am aflat multe, foarte multe detalii despre ce înseamnă să fii a român astăzi și ce a însemnat a românul, a românitatea de-a lungul istoriei. A românismul ca și curent. A românismul este, da, și el, de tratat, să spunem, în volumul ăsta. Paradoxul există însă și după ce citești această carte, pentru că domnul Trifon lasă deschise foarte multe probleme, inclusiv problemele pe care le-am menționat mai devreme. Nu are pretenția să rezolve și să spună, să bată cu pumnul în masă și să spună adevărul începe de aici și se termină aici, dar cu siguranță abordarea pe care o are, una informată și deschisă în același timp, nu poate să fie decât benefică pentru orice cititor al acestei cărți, nu doar pentru un român, ci pentru oricine este interesat de acest subiect. Foarte frumos demonstrată și următoarea propoziție din volum. La un moment dat, românii par să nu fie nicăieri, par să nu fie vizibili, dar după ce începe să te intereseze subiectul, de, în orice tabără te-ai afla, să spunem, indiferent ce înseamnă tabără acum, în momentul în care subiectul te interesează, începi să-i vezi pretutindeni. Și atunci rămâne de văzut pe unde se află adevărul. Este adevărul undeva la mijloc, așa cum se spune de multe ori în mod greșit,
sau chiar așa este. Poate românii chiar sunt pretutindeni datorită istoriei lor care i-au obligat să se disperseze și să se comporte ca niște marginale, așa cum au făcut-o olandezii la un moment dat sau cum au făcut-o evreii, pentru că destinele lor, în bună măsură, sunt asemănătoare și sunt cei care au o privire din exterior și care îi văd ca atare, pe undeva asemănători. Este sociologie aici sau este genetică? Probabil că toate aceste detalii sunt amestecate și dau un portret foarte greu de prins undeva într-un volum. Dar domnul Trivon face asta, vă spun, pentru mine volumul a fost o încântare și o formă de a mă lămuri, ceea ce n-am găsit în volume anterioare publicate în România. Pe mine m-au nedumerit cărți care păreau serioase și care se anunțau a fi lămuritoare în titlu, dar care în conținut au rămas confuze. Confuzia nu este din vina autorilor în mod necesar, ci din vina unei istorii confuze la rândul ei. De data asta m-am lămurit însă și încă o dată sunt onorat să mă aflu alături de autorul acestui volum. Nu m-am gândit că o să-l cunosc atât de curând. E o bucurie pentru mine, o bucurie să fi citit așa ceva, o bucurie că există așa ceva și cu siguranță cei care nu ați citit până acum cartea și o veți citi, veți avea confirmarea ceea ce vă spun acum. Mulțumesc mult pentru invitație și pentru că l-ați adus pe domnul Nicola Trifon alături de noi. Iată, domnilor, domnilor, avem o primă reacție de la eveniment. Domnule Trifon, avem un jurnalist care vorbește, de fapt doi jurnaliști, unul este de formație teolog, e vorba de Bogdan Papahagi, și este și în același timp un activ jurnalist în media, la un post de televiziune local, și Ștriana Bajdechi, la un post de radio local, de altfel jurnalist și publicist, ambii vorbesc în termeni elogioși despre carte. Cum s-a născut această carte, acest proiect? Bun, a durat mult, cam 4 sau 5 ani am lucrat, bun, nu numai la asta, dar am lucrat mult. Bun, era o problemă care era o problemă pentru mine personal și pe care voiam să o rezolv, știi, și atunci am vrut să merg cât mai departe era posibil în materie de documentare și de analiză. Și bineînțeles foarte precaut, fiindcă e un domeniu în care este foarte simplu să te să intri într-o dinamică de asta galopantă, ori nu voiam asta, voiam să fiu cât mai precaut și cât mai aproape de documente. Acum, întâmplarea face ca documentele despre istoria românilor să fie foarte puține. Pentru perioada bizantină și pentru prima parte a perioadei otomane, în general, sursele sunt foarte limitate. Adică sursele intervin, practic sursele occidentale, adică călătorii geografici care vin și care se uită, care sunt curioși, vin relativ târziu și se uită din exterior. 17-18, da, exact. 17-18. Ne luăm parte la formarea culturii identitare la zona aceasta de existență. Și ce se întâmplă este că înainte, bizantinii deja mult interes pentru supușilor nu aveau. Ei erau mai mult preocupați să păstreze o tradiție imperială, pe care de altfel au și modificat-o în funcție de alte considerente, fiindcă s-au grecizat din ce în ce mai mult, adică romei se numeau, deci romani, dar practic limba greacă era cea care, greaca bizantină de altfel, că e diferită și de greaca veche și de greaca modernă. Deci să zicem că documente sunt puține despre populațiile, inclusiv despre greci, sunt puține din perioada bizantină. Adică ai, din când în când, ai cronicare. Acum, în ceea ce privește pe aromâni, ce este interesant este că sunt documente, practic aromânii sunt atestați în 976 prima dată și după aceea vin repede mai multe atestări a României. Deci, în regiunea în care sunt și astăzi locurile lor, între ghilimele, de paștina. Da. Adică, primul a fost omorât pe un fiu de țar, unul dintre cei trei, și deci, care e regiunea Prespa, în jur de lacul Prespa, unde sunt români de când e lumea. Adică de când sunt cunoscuți. Deci, documente sunt multe și sunt anterioare celor care vorbesc despre români, despre valahi,
practic din Transilvania, care încep prima diplomă, nu mai știu, în 1244, ceva genul acesta. Deci această atestare este timpurie și sunt documente, însă foarte, foarte puține și în general, ce era reținut de documente sunt revoltele contra puterii centrale. Care sunt menționate, de fapt, chiar și în documente oficiale, da, ale puterii. Fiindcă asta e interesant, în măsura în care cineva devenea periculos, se vorbea despre el. Se vorbea despre el. Și rămânea în arhivă, în documente. Exact. Și, într-adevăr, așa sunt atestați. Textele cele mai interesante sunt ale unui strateg, unui general, Cacaumenus, care a scris foarte mult despre români și despre diferitele lor incursiuni și discuții. Deci, aceste documente există, adică le-am reluat pe toate, unul câte unul. Acum, bineînțeles, trebuie tot timpul să fii foarte circumspect cu aceste documente. Și, ele pot avea o doză de relativitate? Bineînțeles, o doză de relativitate trebuie să nu se contrazică documentele, adică trebuie făcută. Și e foarte simplu după aceea să fantezezi. Sigur. Ori, practic, eu am început deci cu 976, cu prima atestare și până în zilele noastre. Altcum, bineînțeles că sunt mulți care vorbesc și despre ce s-a întâmplat în perioada lui Alexandru Macedon și așa mai departe. Ori, acolo nu sunt documente. Care s-a atestă, da, de fapt, pe legătură directă. Deci, în privința asta, am căutat și acolo, am găsit anumite referințe la Aristotel în legătură cu populațiile care nu erau sedentare, spre exemplu, în legătură cu aromânii. Sunt niște conexiuni posibile, însă, bineînțeles, nu se poate duce la o afirmație. Deci, practic vin toate aceste documente și acolo unde vin descrieri mai atente și mai comprehensive sunt cu călătorii străini. În plus, în perioada otomană, nici pe otomani deja nu călătoreau prea mult otomanii și când călătoreau erau mai interesați de Occident și de Europa Centrală. Sigur. Că nu prea interesa ce se întâmplă în Balcani. Mergeau în Ungaria. Sunt note interesante, că îi pasiona. Se vadă altceva decât... Era, de fapt, o altă cultură, o altă civilizație. Exact. Începea de acolo, da, din zona și asta e interesant. De influență, da, habsburgică, să zicem. Exact. Așa. Și asta e interesant mai mult pe călători. Deci, surse locale avem foarte puțin. Și acolo e o carte care este foarte cunoscută, a lui Todorova. Maria Todorova. Așa. Care este, bun, o carte foarte interesantă, foarte frumoasă. Dar e tradusă, de fapt, și în română. Da. De multe traduceri. A fost tradusă în română înainte de a fi tradusă în franceză, de altfel. Sigur. Și e o carte foarte interesantă, e pasionantă, însă, care este ideea, este că balcanismul este un stereotip care a fost stabilit din exterior. Cu anatemă dată, un anatemă celor populații. Și explică foarte bine că, într-adevăr, printre cei rari care au apărat și au asumat balcanismul au fost anumiți bulgari și români în studiile lor. Adică, practic, deseori a români care au... Sigur. Au fost seria balcanică și au fost mai multe, în care erau studii despre regiunea balcanică istorice și așa, dar cu o înțelegere. De altfel, se numea și Balcanica revista. Sigur că da. Pe când în cealaltă părți e prost văzut să spui Balcanica, chiar și la sârbi și la greci. Deci, însă, care e reproșul care se poate face lui Maria Todorova, e că ea atacă acest stereotip. Dar nu spune că dacă nu existau acești călători, nu existau aceste descrieri, atunci ce se știa despre bulgari, despre români, despre greci în secolul XVIII-XIX, la începutul secolului XIX? Local nu se făcea nimica. Adică, practic, existau greci mai ales, pe exemplu, care treceau spre Italia, nu spre Veneția și așa. Intrau în circuitul respectiv. Dar, practic, nu se iau despre ce se întâmplă, despre realitățile din Balcani, care erau foarte complexe și care... de viață identitară, de cultură, exact, ale unor populații diferite care intrau într-o formă sau alta în conexiune. Da, deci aceste informații le avem, practic, din exterior, de la oameni deschiși care... În același timp, balcanii nu au fost niciodată colonizați de Occident. Sigur. Deci, teoria aceasta cu stereotipul, e adevărat, e stereotip, însă ea a pornit de la Sapir. Nu de la Sapir, mă scuzați, de la Said, de la Eduard Said. Sigur. Care este un specialist în literatură, a murit recent, care a dat conceptul de orientalism. Acolo era adevărat, fiindcă era și un demers colonial. Sigur. Care după aceea a fost asumat chiar de orientali.
Dar asta este reproșul care se face. În același timp este o carte foarte importantă pentru cunoașterea Balcanilor, că vorbește despre toate țările. Se pleacă de la acel studiu. Luăm o scurtă pauză, domnule Trifon, și revenim cu discuția noastră, de altfel foarte interesantă, pentru că în partea a doua vreau să vorbim și un pic despre conferința pe care ați ținut-o legată de pacea din 1913 și modul în care ea a statuat, să spunem așa, sau a pus bazele unui status quo teritorial a statului națiune în Balcan și, bineînțeles, zona aceasta de influența României. Luăm o scurtă pauză și revenim. Domnilor, domnilor, revenim în câteva minute. Doamnelor, domnilor, am revenit, suntem în partea a treia, suntem în direct la emisiunea Cetățeanul România. Invitații serii sunt Nicola Trifon, scriitor, și Cristina Trifon, artist plastic, cetățenii francezi, cetățenii români deopotrivă. Vorbeam, Nicolas, despre acest impact foarte interesant al cărții și despre modul în care a schimbat cumva optica, în spațiul românesc cel puțin. Totuși a fost adusă de către un tip din Moldova, un absolvent de litere. Cum s-a întâmplat să se traducă de către acest domn? Se numește Adrian Ciubotaru, da, și el are o relație foarte bună cu spațiul francez. A studiat acolo. Nu știu, practic nu-l cunosc personal. Nu l-am văzut niciodată, am corespondat foarte mult, dar ce s-a întâmplat este că editorul Cartier a decis să traducă cartea, deci l-a pus pe el să traducă. De ce am tradus-o eu, spre exemplu? Bun, una că mi-ar fi fost greu, fiindcă am scris-o în franceză, dar mai ales de ce mi-era frică era să o rescriu. Adică în funcție de un public românesc. Ori, când scrii ceva, trebuie să asumi până la capăt, inclusiv sigur, în alte limbi. Și e tendința asta de a rescrie, deci, în plus, româna mea a început să devină mai aproximativă, adică câteodată nu sunt sigur de mine, deci am lăsat să fie tradusă și mi se pare că e mai corect așa, fiindcă cartea a fost de altfel tradusă și în sârbo-croată înainte, acum 3 ani. Pe Lila Kona, da? Da, Lila Kona la Belgrad. A româncă de origine. Așa, da, vorbitoare, da. Vorbitoare, de fapt, da, română și bine. Mi se pare că știe și românește. Da, mai puțin. Este universitar. Înțelege, fiindcă mi-a povestit, pe exemplu, că când a fost atunci la Belgrad pentru carte, pentru la sala cărții, mi-a povestit că a fost o dată, a venit un istoric din România, Lascu, și ea a tradus din a română în sârbă. Și s-a amuzat cu asta, că a făcut interpretariat între a română și sârbă. Adică româna nu vorbește suficient de bine, mi-a spus, adică înțelege, dar nu vorbește. Și m-am amuzat cu asta. Interesant. Cum este, Cristina, să lecturezi o carte scrisă de către un autor care este soț, este foarte apropiat de tine și cunoști proiectul? Puțin mai greu, o întrebare puțin mai dificilă, știi? E mai dificilă pentru că fără să vreau, poate că încerc să fiu obiectivă, da? Dar de regulă se întâmplă să fii subiectiv. Este un subiect care ne pasionează. Discutat și discutat. Disputat și discutat și răzdiscutat, așa, și cred că va mai fi și de acum încolo discutat și disputat, sper mai puțin, așa. Este o lucrare care... Cred eu că ți oferă o imagine destul de completă despre ce înseamnă să fie român, despre istoria acestui spațiu cultural. Da, să-i sigur. Spunem așa. Te-ai regăsit într-o oarecare măsură în această carte ca și apartenență a spațiului identitar armânesc? Da, fără îndoială. Eu cred că cartea este scrisă, curge foarte frumos, se citește foarte... Ca o pagină de rom, se vede că autorul... Rapid, adică nu există dificultăți în citire sau trimiteri speciale spre noțiuni de specialitate. Deci este o carte pe înțelesul multora, este o carte care se citește... rapid, repede și foarte bogată în informații, în amănunte. Da. Mă întreabă o doamnă căreia i-am recomandat-o și îmi spune ce formație profesională are autorul. Eu zic, absolvent de litere. Se vede foarte bine, știi, s-a ajuns fraza. Da, acum trebuie precizat că o carte de asta există, fiindcă au existat o grămadă de cărți, grozave, de cercetări, de un material documentar imens care există despre români, care este pus, sunt cercetări
cercetători și scriitori englezi, Winfrey, nemți, te decal acum, dar câți au fost înainte, Weigand, Daman și așa mai departe, francezi mai puțin. Dar vreau să spun, și mai ales faimoșii, Papa Hagi, Papa Costea, Caragiani, adică în privința asta există un material imens. Ce am făcut eu și acolo este, într-adevăr, e mai mult... Am constituit, le-am pus cap la cap, adică am făcut o sinteză care era greu de făcut, fiindcă, în general, e și problema asta de precauție. Adică, când ești istoric sau lingvist, rămâi în domeniul tău, nu ieși din el. Ori, ca să faci, să dai o imagine despre, trebuie să recurgi la mai multe. La mai multe zone. Și trebuie să fie scrisă. Sociologia, da, antropologia, da. Antropologia, antropologie și istorie, da. Și plus, da, fiindcă, pentru asta am avut și chef să o fac, deci, dar e un demers în sensul ăsta inevitabil pluridisciplinar, dar nu putea să existe nici vorbă. Mă gândesc mai ales la un autor ca Paifus, Demeter Paifus, nu, care a făcut perioada școlilor românești, care este excelent. 64-1934, de 1913. Deci mă gândesc la el, mă gândesc la mulți alții, inclusiv, spre exemplu, Tanașoca, care are mici subiecte, dar el a editat corespondența lui Murnu, ori a făcut o muncă foarte migăloasă ca să dea de anumite nuanțe, știi, pe care le-a reconstituit. Deci, în privința asta, orice... E un nume pe o carte, dar o carte este totdeauna datorată multor alte cărți. Cercetări, da. Sigur. Înainte de a te întreba despre conferința pe care ai susținut-o, te-aș ruga să ne vorbești 2-3 minute despre cartea pe care ați publicat-o împreună cu Matei Cazacu la Paris și care a fost lansată și ea la salonul de carte recent de săptămâna aceasta, da? Ea n-a fost. Nu. Asta a apărut în 2010. Deci acum 3 ani, este scrisă împreună cu Matei Cazacu. De fapt, noi am scris deja o primă carte despre Republica Moldova în 1993. Deci era o națiune, de fapt, o singură națiune și... Da, și cartea se numea La Moldavie ex-sovietic. Istoare e un jeu actuel. Deci era o parte istorică și o parte legată de actualitate. Deci am publicat acea carte, a fost prima carte în spațiu francez, francofon și chiar în celelalte părți, nici în Anglia nu exista. Care propunea ca subiect Moldova. Moldova și care se ocupa și de, pe de o parte era istoria făcută de Matei Cazacu și pe de altă parte actualitatea, adică ultimii ani și mișcările care au avut loc acolo, schimbările care au intervenit odată cu Gorbacev. Deci noi am publicat cartea asta în 93 și după aceea, dar am făcut complet altă carte. Eu m-am ocupat foarte mult, asta era legat și de specialitatea mea, de sociolingvistică, nu, de situația limbilor acolo. Este o situație foarte încurcată și pasionantă. Fascinantă, da. Fascinantă în același timp. Într-adevăr, e fascinant, e o situație foarte deosebită. Nu se știe ce va da în continuare. Bine, româna acum are o pondere mult mai mare decât înainte, însă n-a câștigat încă. Adică rusofonia rămâne inclusiv pe plan cultural. Există polul rusesc care este important și din cauza trecutului sovietic, dar și din cauza trecutului rusesc. Deci e o situație foarte complicată, însă să zicem că lucrurile s-au schimbat și în bine, în multe sensuri. Am înțeles. Vorbește-mi un pic, te rog frumos, despre conferința susținută astăzi la Prăvălia cu Cărți, la această librărie și cum s-a intitulat ea? Deci s-a intitulat... Te rog frumos să-mi spui titlul și după aceea să urmărim cu materialul pe care l-au pregătit colegii mei. 1913-2013, a României și pacea de la București. Am înțeles. Hai să urmărim un material și după aceea, în câteva minute, o să... eventual conchidem, pentru că acolo spui foarte multe lucruri în această conferință și după aceea să conchidem, ca să nu le repetăm. ...de ani de la pacea de la București. Ori mi se pare relativ important de a vorbi despre această pace. Nu cred că se va acorda mare importanță în actualitatea românească. Ori e un moment foarte important. E un moment foarte important pentru România în special. Este practic așa a intrat România în circuitul internațional, așa a putut să dea dovadă de între ghilimele, înțelepciune, adică să fie un bun purtător de cuvânt al marilor puteri în regiune, să fie un arbitru eficace.
Din păcate, nu este unicul aspect al plăcii de la București. A românii fac și parte din acest pachet, din pachetul negociat la pacea de la București. Ori, bon, am încercat în carte de mai multe ori să reiau diferitele opinii asupra situației românilor, așa cum reiese din negocierile care au precedat pacea de la București și semnarea tratatului. Și părerea mea, și cred că este părerea, unica părere posibilă, este nuanțată. Nu a existat o intenție reală într-un sens sau altul, s-a făcut în funcție de posibilități, dar s-a făcut prost. Adică, ceea ce schimbul, faimosul schimb de scrisori, care le permite unora să spună că problema a fost rezolvată la pacea de la București, în legătură cu românii din Grecia, din Bulgaria, din Serbia, și Macedonia nu exista ca țară atunci, nu a fost rezolvată, nu avea caracter de lege, nici de decret, nu este în tratatul propriu-zis, ci într-un schimb de scrisori standard în care românii sunt numiți de altfel cuțovlași. Asta din grijă mai ales ca să-i distingă de români. Deci s-a terminat și cu românii din sud, și cu Elinor Vlahii, și cu toate au revenit la ceea ce este mai repede o poreclă, chiar dacă avea și un sens pozitiv câteodată, de cuțovlahi, care însemna mai ales negustori și oameni. Deci această problemă nu a fost rezolvată. 100 de ani după aceea, ce putem spune? Asta vreau să spun, asta este pentru mine important. Mi se pare anacronic și fără sens să spunem că, uite, a fost o trădare. Asta este, au fost utilizați ca monede de schimb. Desigur, cine n-a fost utilizat ca monedă de schimb? În tot cazul, toți Balcanii au fost monede de schimb pentru marile puteri, pentru Rusia, pentru Anglia, pentru Franța, pentru Austro-Ungaria. Deci, în sensul acesta, nimic original. Ceea ce mi se pare important este că cu pacea de la București s-a încheiat un ciclu. Și asta trebuie să o înțelegem. S-a încheiat un ciclu național. S-a încheiat prost pentru români, bine pentru români, România mare, după aceea s-a mai micșorat, dar tot e mare, pentru bulgari, pentru albanești. Și ceea ce spun eu acum este ce spunea Murnu în 1915, în numele societății macedo-române. Spunea foarte bine, toți au reușit și noi, și a spus toată această agitație de timp de jumătate de secol în legătură cu a românii a degenerat în curioasa problema cadrilaterului. El nu vorbea încă de colonizare, ci vorbea de cadrilater ca câștig în urma civilizatorului Republicii Balcanic și în urma tratatului de la București. De la București. Deci asta voiam să spun în legătură cu această aniversare. Este foarte important să ne dăm seama că nu putem să continuăm. Adică istoriografia română și discursul în România la ora actuală continuă, cel puțin oficial, între ghinimele oficial, nu există discurs oficial, există adevăr sau neadevăr, continuă cu aceeași versiune despre a români ca dinainte de 1913. Ori nu se poate, trebuie văzute lucrurile realiste, cum sunt. Dovada este că acest faimos anexe nu au fost niciodată respectate și nimeni nu a căutat să le facă respectate. De altfel, Tache Papahagi, care tot așa în 1914 el, tot așa într-o conferință, spunea, bine, nu-i suficient de bunăvoință, trebuie măsuri concrete cu niște populații șovine și care tot timpul se băteau între ele, cum erau bulgarii, sârbii, greci, albanezii, trebuie să intervină. Ori nu se putea interveni, asta este realitatea. Și este capitolul care l-am intitulat în carte, ieșirea din deșert, adică traversarea deșertului, între 1913 și 1989-90. Ori lucrurile s-au schimbat, există acum posibilități multiple în alte domenii, nu neapărat politic direct, nu neapărat pe teren național, însă trebuie folosite maximum aceste posibilități. Din păcate, lucrurile sunt foarte complicate, precum știm, și istoria este în spate. Situația românilor acum este foarte diferită de la o țară la țară. Până la urmă, și acolo este minunea minunilor, este faptul că până la urmă a românii, acolo unde s-au păstrat cel mai bine, și ca mentalitate, și ca limbă mai ales, și ca agresivitate într-un fel, a fost România, o țară unde au venit relativ recent, adică au venit între 25-32, veniseră unii înainte, însă e o prezență recentă, o prezență care a rămas totdeauna, a fost totdeauna percepută ca fiind ceva diferit. Domnia sa parcurge în aproximativ 500 de pagini, nu știu exact, întreaga istorie balcanică a românilor ca nimeni altul. Din aceste motive, chiar dacă ne cunoaștem foarte bine, îl cunosc foarte bine pe domnul Tedekal,
aș aprecia că numele de istoria armânilor îi se cuvine acestei cărți. Pentru că chiar în prefanța domnului Tedecal, renumitul profesor de la Viena, care a scris chestiunea armânească, tradusă de domnul Tanașoc apoi, că era scris în limba germană, apreciază chiar dumnealui că este un volum, acea istorie a armânilor, de texte diferite a domnului Tedecal. De câtă vreme aici avem de-a face cu o întreagă istorie a armânilor. De asemenea, aici vom găsi toate ideile expuse de înaintași, pornind de la istorici lingviști din perioada romantică modernă până în zilele noastre, ca nimeni altul. Trebuie să recunoaștem că domnul Trifon în această carte a reușit să cuprindă toate problemele importante, pornind de la origine, de la limbă, de la originea românilor, vreau să spun, ca nimeni altul le tratează. Dumnealui a fost modest când a spus că nu e cazul și așa mai departe. Evident că aici, atunci când citim aceste lucruri, nu ne gândim la grecii de astăzi, nu ne gândim la albanezii de astăzi, de macedonenii, cum se numesc ei, ci ne gândim la acei oameni care au fost în directă legătură cu românii, cu toate pătimirile care au avut loc asupra noastră, a românilor și așa mai departe. Sunt așa. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, suntem în ultimele minute a emisiunii, am văzut partea de, sau partea conferinței și, bineînțeles, întrebări pe această temă. Cum s-a configurat, de fapt, acest discurs de astăzi al tău și ce reprezintă, de fapt, el acum în actualitate? 1913-2013 e un centenar care are o semnificație majoră pentru spațiul balcanic, în măsura în care, totuși, statele actuale, statele națiuni, există așa cum există, cu mici diferențe de frontieră, cu foarte mici diferențe de frontieră, dacă lăsăm la o parte Iugoslavia, bineînțeles, prin acest tratat de la București. Și, într-adevăr, cu ocazia aceasta, România a jucat un rol de arbitru în numele marilor puteri, dar a jucat, deci, și tocmai la acest tratat a existat un schimb de scrisori în legătură cu a românii și, din păcate, au fost numai niște scrisori, adică nu a fost o adevărată, nu a fost luată o decizie pertinentă și serioasă, de care se țină cont. Ce conțin acele scrisori, de fapt? Că este o adresă, este o adresă în care, în spațiul public, decât foarte rar. Da, este o scrisoare, să zicem, standard, în care se spune că statul sârbesc, grecesc sau bulgar, fiindcă e aceeași scrisoare pentru toți, pentru toți trei, vor continua să lase statul român să ocrotească, să se ocupe cultural de cuțovlahi, așa se numește a României, da? Da, de cuțovlahi, fiindcă era termenul internațional grecesc, de fapt, cu condiția ca Ministerul Culturii și statul respectiv să poată să controleze acest tip de asistență culturală. Într-adevăr, prelungea o asistență culturală care era din perioada otomană, însă fără nicio legătură și fără putere de lege. De altfel, săracul Murnu atragea la atenția George Murnu în numele Societății de Cultură Macedo-Română, atragea atenția asupra faptului că nu au caracter de lege aceste scrisori și că deci va trebui ceva mai mult decât bunăvoință din partea statului român și statelor ca să aplice. Deci, însă, ca să terminăm cu o notă mai optimistă, avem acum 100 de ani, deci de la pacea de la București, notă mai optimistă din punct de vedere la românilor. Dar avem un alt, o altă comemorare, 200 de ani de la prima gramatică apărută la Viena, Mihail Boiagi. Boiagi, despre a română. Și acolo este un eveniment foarte important, fiindcă cultural, și acolo se vede că, de fapt, a existat un dublu ancraj, nu știu cum se spune, ancorare. O dublă identitate, dacă puteți să spun. O dublă ancorare, cum ar veni, în spațiu din Europa Centrală, între ardelenii români și a români. Ardelenii erau cu latina tot timpul, pe când Boiagi era profesor de greacă, de altfel, la Viena, a făcut și o gramatică sârbă și sigur, gramatică grecească. Sigur, așa, da?
Și deci, dar în același timp, acolo vezi că ei făceau parte din iluminism, ce se numea, nu știu, curentul iluminism. Acela foarte da. În vogă în acea perioadă. Și într-adevăr a existat, deci practic și ideea de afirmare și de cultivare a limbii a existat prin spațiul central european, atât pentru români prin școala ardeleană, cât și pentru a români prin boiagii. Din păcate, distanța între Viena și ținuturile românești, deci din Pind, era mare și greu de străbătut. Mentalitatea era diferită, deci a trebuit mai mult timp ca... Influențele culturale pătrundeau foarte greu. Da. Și atunci existau două lumi, am putea spune două lumi. O lume ancorată în Orient, în zona aceasta de influență otomană și chiar otomanizată, de altfel peninsula balcanică, și o lume occidentalizată, cum era, vedem, de fapt, procesul și în spațiul românesc, nu numai în spațiul balcanic. Da, într-adevăr, fiindcă acolo se întâlneau și în Buda, și în Buda, în Pesta, că erau două orașe, două orașe în Viena, exact. Și acolo vezi, se întâlneau și acolo s-au produs, de acolo au venit ideile, inclusiv exagerările cu latinizarea, sigur. Care au fost indispensabile. Nu trebuie uitat că pentru români, spre exemplu, pentru românii din Transilvania, ce au găsit ei? O chestie genială cu latina. Adică, prin faptul că limba română era trecea din latină, pe de o parte, dar pe de altă parte, limba latină în tot spațiul german era o limbă foarte importantă și foarte considerată. Spre exemplu, în Ungaria, procesele și tot jurisdicția avea loc în latină. Oreștea veneau și vorbeau în latină. Spunând, noi suntem urmașii latinilor. Imaginați pentru unguri ce însemna asta, că erau speriați de această irupție a unor indivizi care nu existau. În Transilvania nu aveau nici măcar episcop, nu aveau nici măcar biserica lor, depindeau de biserica sărbească. Ori veneau cu latina. Destul de complexă și de altfel foarte interesantă. Probabil că vor mai apărea foarte multe cărți în zona aceasta. Eu mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați reușit să ajungeți astăzi în studioul emisiunii Cetățean România. Felicitări pentru evenimentul de astăzi, pentru că am înțeles că a fost un eveniment fericit, mi-au spus colegii mei, și foarte reușit. Succes în ce faceți, felicitări pentru ce ați făcut până acum și să sperăm că vor apărea foarte multe alte eseuri sau cărți fundamentale despre zona aceasta a spațiului românesc, a românesc, pentru că vă ocupați și de spațiul românesc, vedem aici o lucrare despre Basarabia. Și sunteți un atent observator și foarte descălător în spațiul românesc. Toate cele bune și încă o dată succes și mulțumesc pentru această excelentă emisiune și acest excelent interviu. Așa, și pe curând! Domnilor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi Cetățeanul România. A fost o emisiune interesantă, un maraton, să spunem așa, în care am prezentat povești de viață, povești de identitate și, de ce nu, povești culturale. Să sperăm că vom continua cu genul acesta de emisiuni și vom continua să invităm oameni importanți care reprezintă ceva pentru spațiul cetățeniei române. Până mâine, după amiază, când voi fi din nou gazda dumneavoastră la emisiunea Mozaic Etnic, vă spun o seară frumoasă, toate cele bune și un somn liniștit. La revedere!